Vă salut, prieteni! Astăzi o să fac o partidă la Plută, dar bate vântul, nu se oprește deloc. De două zile nu se oprește deloc, s-au oprit ploile. E frumos afară, e cald, dar bate vântul și nu știu, nu văd eu mișcare astăzi. Să vedem. Și pescuiesc la pâine cu colorant alimentar, ca de fiecare dată. Asta este momeala mea preferată, pentru că nu cade din cârlig, e lipicioasă. Dacă a pus botul pe ea, ați văzut și voi în cameră la videourile anterioare, cum dă-n ea, e halit, e curentat. Și rămâneți cu mine, un spectacol frumos, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Haide, hai! Haide, hai mă, sus! Da. M-a un pic asaltat-o la negru. Al doilea pretenaj. Ăsta e mai mitit, dar e frumos. Mai mitit un pic, da? Frumos el, frumos el. S-a săltat în sus. Ai, carasul. Aute, caraș. Caraș giganți.
Auzi ce burtă în el. Tare a dat în ea. Șortan. Trebuia să vină și ciortanul. Forță. Prieteni, negru, frumos, mustăciosul. Că este chefal de asta. Pac, 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 așa face asta. Deci știam 100%. Mamă, ce bătăios e. Incredibil. Incredibil. Incredibil așa bătăios. Uitați, prieteni, uite, are noroi pe ea. Ce gură tare are. Uite-l. Chefal. Uite gură în el. Ăsta zici că e rechin. Coama asta de aici, dacă te-a înțepat cu coama asta de aici, e jale. E jale mare. Cam atâta, prieteni. Am cam 3 ore de pescuit. Cam mult, am stat cam mult. Cred că am prins vreo 6 sau 7, nu mai țin minte. Cred că vreo 5 caraș, un ciortan și un chefal. Din cauza la vânt, cred eu că nu mănâncă, a fost apa rece și este apa rece din cauza la ploi și vânturile care a fost. După acum acolo o să se încălzească și cred eu că o să prind mai multă cantitate, mai mulți pești. Acum trebuie să o ia carasul, din cauza că e apa rece, nu mănâncă carasul și mai vine și cât un ciortan, dar normal în prohibiție acum e carasul. Carasul pentru toți pescarii e acum. Sunt pescari pe baltă, dar nu văd nicio mișcare. Nu văd. Deci e așa, soare cu nor. Oricum, am prins ceva. O distracție frumoasă pentru voi de acasă, să vă bucur. Nu uitați, prieteni, la video ăsta să dați și voi un like, vă rog, din corazon.
Până data viitoare, toate cele bune. I love you, bă, prieteni.